Calcularea diferită a ratei de infectare și creșterea numărului de teste au condus la depășirea rapidă a pragului de 3 cazuri la 1000 de locuitori. În Timișoara, Cluj sau Brașov, rețeta este mai evidentă ca oriunde. Nu putem ascunde sub preș o problemă a noastră a tuturor și odată ce avem testarea aceasta la o dimensiune normală, putem să avem și prognozerele, putem să venim și cu măsuri în limitarea efectelor pandemiei. În România ar trebui să creștem eforturile pe zona de testare și de secvențiere, să vedem care este rata, cum se propagă diversele tulpini și unde ar trebui să intervenim cu câteva săptămâni înainte. Faptul că în unele zone nu se fac testări nu înseamnă că virusul nu circulă. Odată cu oamenii care călătoresc anul acesta în weekenduri la munte, gradul de ocupare depășește 90%. Iată la ce măsuri se gândește primăria. Ne poate afecta, pe de altă parte este și un lucru de mândrie, tradițional vorbind, faptul că avem atâția turiști. Ne înscriem în trendul național, dar Brașovul nu a fost un exemplu de așa nu în toate aceste luni. Am avut scăderi de taxe, am avut partea de avize și de eliminarea a unor sume de bani în obținerea acestor avize, tot ceea ce a însemnat regulamentul de terase. Chiar și așa, antreprenorii din Brașov spun că se simt discriminați de către guvernanți, mai ales după ultimul an, când au făcut ping-pong cu redeschiderile. Această fluctuație nu este foarte plăcută. Acest 3 la 1000 ne dezavantajează foarte rău. De ce? În primul rând, există o lipsă masivă de predictibilitate. De fiecare dată când deschidem, noi suntem obligați să ne aducem oameni din șomaj tehnic, să ne facem stocuri foarte mari de marfă, să ne pregătim.